Glasul tulburător al buciumului te farmecă. Sinfonia sunetelor se împletește cu cea a formelor și te prinde în vraja tainică a vieții. Plaiurile munților din țara Vrancei răsună și astăzi de sunetul pătrunzător al acestui străvechi instrument păstoresc. Originea buciumului este oarecum controversată. Unii specialiști spun că există de pe vremea dacilor, alții îl datează mult mai recent. În ținutul Vrancei, bătrânele cronici pomenesc adesea glasul buciumului care anunța furtuni, incendii, nașteri, căsătorii, înmormântări, deschidea și închidea marile sărbători religioase de peste ani, Crăciunul și Paștele. Buciumul era folosit în trecut și ca instrument de semnalizare a conflictelor militare. Fiecare bucium are un sunet aparte, care depinde de lungimea și forma tubului sonor, de calitatea lemnului din care este făcut, dar mai ales de îndemânarea instrumentistului și de complexitatea semnalelor sau a melodiilor specifice zonei. Buciumul este un instrument pentru de a suna cu el pentru adunare. De la Baba Vrâncioaia și de la Ștefan cel Mare, când a adunat și 7 fișori, de-a format o mică armată, de-a bătut turci. Și de acolo pleacă legenda, de la Ștefan cel Mare și de la Baba Vrâncioaia. Și se menține până la ora actuală. În țara Vrancei, buciumul era folosit ca mijloc de comunicare între oameni. Existau semnale pentru fiecare preocupare a oamenilor. Chemarea oilor, făcutul cașului, chemarea la clăcile de lucru sau înșezători. Buciumul este un tub deschis la ambele capete, construit din două doage lungi din lemn de paltin, frasin și mai rar din brad. Buciumul se face din lemn de paltin. Te duci în pădure, îl taie, trebuie să-l cauți și să strâm și drept. Strâm la rădășină și în sus fie drept. Că nu se poate îndoi la foc. Că își dă drumul, el pornea pe el și la udeală își dă drumul. Trebuie să-l cauți așa ca cum el. Lemnul trebuie făcut la aceeași dimensiune, curățat bine, finisat bine, ca să sune, are și el o dimensiune, să aibă 2 metri, 1,80 m, 2 metri, ca să le faci între aceeași tonații, pentru formații. Iar așa, care cântă pe poiană, așa poți să-l facă oricum, și mai lung, și mai... Da, la performanță este între 1,80 m și 2 metri. Meșterii lucrau cu o precizie matematică la scobirea și fasonarea lemnului, ajutați de scaunul de dogărie și de cuțitoaie. Doagele scobite erau apoi lipite cu rășină albă, înfășurate în fâșii de cireș și strânse din loc în loc cu inele de lemn mai nou din metal. Cu coajă de cireș, dat pe el, atunci se dădea cu rășină,
Acum se folosește ca la timpul de azi, cu aracid. Dar el cu coajă de cu asta, cu rășină de brad, le dădeam și de pișalul înfășuram bine. De acolo se dă prin pară de foc ca să strângă coaja, să fixeze coaja pe el. Și asta e formația lui, asta e legenda lui. Buciumul era folosit în acele vremuri când nu exista curent electric, aproape ca și telefonul de astăzi. Pe lângă semnale, vrâncenii interpretau la bucium și cântece. Era mult mai greu, chiar imposibil pentru unii, aflăm de la vestiții buciumași din Spulber. Este obligatoriu să iubești acest instrument și cântecele de bucium, care au o vrajă deosebită, să ai inima și sufletul de vrâncean.